Oficialii Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Sălaș atrag atenția asupra necesității respectării regulilor de bun simț în privința pescuitului pe lacurile și apele curgătoare din județ pentru prevenirea braconajului. Potrivit reprezentanților asociației, respectarea acestor reguli este obligatorie. Vreau să vă spun că legile și regulamentele la noi în țară sunt făcute să se încalce, din păcate. De-aia ne merge așa de bine. Aș spune pescarilor noștri din Sălaj, la care țin foarte mult, deci munca care o fac eu în pescuit este pentru pescarii din Sălaj, credeți-mă, și pentru oamenii de bine din Sălaj. Îmi doresc ca atunci când merg la pescuit, o zi, 20 de zile într-un an, să mă simt bine, să prind pește, să am unde pescui, să am un loc clar de pescuit și oameni civilizați lângă mine. Din păcate, avem probleme cu unii, așa zici, pescari, care nu sunt pescari, să stai 6-7 luni efectiv la pescuit, sau mă rog, așa zic ei, la pescuit. Vă gândiți că într-o zi de pescuit un pescar are voie să ducă acasă sau, mă rog, să prindă 5 kg de pește, da? Dacă am înmulțit cu 30 de zile ori 6, mi se pare o cantitate enormă. Și nu cred că un pescar sau o familie de pescari poate să mănânce atâta pește într-un an. Siguranță. Și n-ar fi niciun bai dacă ar mânca ei. Dar problema este că comercializează acest pești